poate fi oare mai frumos decât acum un drag de sărbători să participăm toți la un astfel de eveniment, să ascultăm colinzi și să ne delectăm privirile cu munca celor de la Asociația Artiștilor Plastici din Câmpia Turzii. Muncă pe care noi, administrația locală, o apreciăm și o încurajăm în același timp. Am avut o discuție cu Iuliana, președinta acestei asociații, promițându-i în întregime sprijinul nostru pentru acțiunile dumneavoastră viitoare. Astfel că vreau să vă spun că noi suntem deschiși la orice înseamnă artă în Câmpia Turzii și oricând aveți nevoie de ajutorul nostru, v-aș ruga să apelați fără nicio reținere. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, vreau să vă spun sărbători fericite dacă nu avem ocazia să ne întâlnim și mulțumim încă o dată pentru bucuria pe care ne-o oferiți de a privi aceste minunății. Când s-a trezit foamea din somn, de pe scândurile goale învinse pe vari, a ieșit lihnită în plifoară. Și cu întâile raze de soare, a început să-și strige numele. Era un strigăt de moarte, de groază, de ură, care țâșnea din fiecare pătătură. Era strigătul lor, al celor mulți, al copiilor dezbrăcați și flămânzi, crescuți fără fărâmă de pâine, de ieri pe astăzi, de astăzi pe mâine. Și strigătul lor creștea din secundă în secundă, năvalnică undă. Cu moartea în prag, lacrimi strigau în pridvoare, Tată, dă-mi pâine, mi-e foame, mi-e foame. Tată, în ograda pustie, umilă, îi auzea glasul și plângea de milă, dar tăcea. Tăcea ca un mut. Era nemâncat, grețuit, pierdut. El, care ară glie de glie, el, care grăpa până se făceau bulgării scrum, el, care semăna grâul cu boabele în pumn, el, care trăiera și ducea toată truda muncii lui stăpânului, era acum mai rău decât un câine. N-avea în casa lui nici o fărâmă de pâine, dar tăcea. Tăcea ca un mut. Era nemâncat, strânțuit, pierdut. Dar deodată mintea lui a fost străfulgerată. Peste strigătul de foame lihnit, copiii stăpânului sătui se prinseră în dans. S-a ridicat atunci, drept, ca o statuie, ca o stană de piatră. Inima împrinsă să-i bată, tâmplele stau să-i pleznească, pumnii cleștați să lovească, ochii să-i sare, să-i tune, prin minte, cu foc să-i răsune un gând. Stăpânii sătul, iar eu sunt flămând și ca mine-i satul, țara, ogorul, ca mine flămând este întreg poporul. Ei, vere Gheorghe, vecine Ioane, sculați-vă, mă, că ne mor copilașii de foame! Ridicați-vă, fraților, ridicați-vă odată! Sculați-vă să căutăm pâinea furată! Furtuna pornește. Jarul ascuns sub cenușa scripește. Se trag stăvilarele toate, se învârte pământul pe roate, sol și fugarii ropotesc. Brațele tari se călesc, se ascult topoare, se călesc pistoale și furtuna vine, crește și crește foametea în stânga și în dreapta. Oh.
Recital de muzică ușoară, Diana Dan. Mulțumim primăriei, mulțumim domnului vice pentru prezență și vă invităm în continuare la un pahar de vin, de suc, la o prăjitură. Mulțumim frumos! Mulțumim.